Ne aflăm într-un triunchi al creștinătății în nordul Dobrogei, format din cele trei mănăstiri, Cocoș, Saon și Celic de Re. Două dintre ele se află pe teritoriul nostru administrativ al comunei, respectiv mănăstirea Saon și mănăstirea Cocoș. Ele, deși ca așezare, sunt izolate. Mănăstirea Cocoș se află la 7 km de local de vatra satului, mănăstirea Saon la aproximativ 15 km, în zone izolate. Așa, totuși, călugării și maicile deci nu sunt rupți de viața cotidiană, mai ales că acum, așa cum, să spunem, societatea s-a schimbat, circulația forței de muncă este diferită față de anii din urmă, folosesc forță de muncă pentru multe activități curente din mănăstiri din localitate. Și așa a dat Dumnezeu ca în mijlocul acestui triunghi să se afle cel mai spectaculos monument paleocreștin din sud-estul Europei, respectiv Bazilica Paleocreștină. Martirii de la Niculițel sunt canonizați pe data de 4 iunie, atunci când la Niculițel se organizează în fiecare an procesiunea de cinstire a lor. Sperăm că, într-adevăr, de aici a pornit creștinismul sau suntem de fericit sau locuim într-o zonă unde creștinismul a apărut, sperăm, pentru prima dată pe teritoriul României. Bazilica Paleocreștină de la Niculițel este atât de specială pentru că aici se află o criptă unică în Europa, singura criptă păstrată de mai bine de 1700 de ani, nerestaurată, în forma în care a fost ea construită la începutul secolului IV. Pe de altă parte, este unică pentru că în interiorul acestei cripte, care se găsește la Bazilica de la noi, au fost descoperite rămășițele a 6 martiri creștini, de fapt două grupuri de martiri, un grup de 2 martiri de la începutul secolului III, ale căror rămășițe au fost găsite în partea de jos a criptei în două încăperi separate, unde o inscripție menționează calitatea lor de martiri creștini, iar în partea de sus a criptei, într-o încăpere mai mare, găsite rămășițele altora 4, ale căror nume sunt de asemenea menționate în inscripții în interiorul criptei, incrustate în tencuiala pereților. Deci faptul că aici avem o criptă păstrată în întregime, neprofanată, iar în interior cu izvoare scrise, care atestă numele a 4 dintre cei 6 martiri ale căror rămășițe au fost descoperite acolo, de asemenea o face unică. Zidurile continuă sub casele și gospodăriile de alături, nu se știe până unde, pentru că acolo nu s-a putut intra și nu s-au putut face săpături arheologice, însă zidul arată clar că merge mai departe. Se pare că ceea ce avem aici sub clădirea de protecție este o primă fază de construcție, cea de la sfârșitul a doua jumătate a secolului IV, probabil că în secolul V, bazilica fusese mărită, adăugându-i se acel nartex și acel atrium specific perioadei respective, perimetru care nu este delimitat încă. Da, Biserica Sfântul Atanasie este cea mai veche biserică funcțională din sud-estul României. Este atestată la sfârșitul secolului XIII și de ea se leagă legenda localității. Denumirea bisericii vine de la faptul că atunci când au vrut să deschidă ușa, zăvorul era blocat sau lucruri de genul acesta. Și atunci preotul a început să citească rugăciunile sfinților, ajungând la rugăciunea Sfântului Atanasie, ușile s-au deschis. Niculițelul are un potențial turistic concretizat în foarte multe atracții, care pe viitor, sigur, ne va putea influența modul de viață în localitate, în sensul de a deveni o localitate turistică, cu plimbări cu biciclete, cu căruța și, nu în ultimul rând, lacurile de lângă mănăstirea Saon, unde se poate pescui, unde poți să te plimbi cu barca și să iei contact cu frumusețile naturii, cu fauna și flora.
Acum vă aflați în incinta mănăstirii Saon, mănăstire care a luat ființă în anul 1846, prin venirea unor călugări de la schitul Celicul de Re, de jos. Venind aici, călugării vor ridica un paraclis cu hramul Intrarea Maicii Domnului în biserică, precum și un corp de chilii. Mai târziu, în anul 1881, vor ridica o a doua biserică din lemn cu hramul Înălțarea Domnului. Aș avea de menționat că în această biserică există pictura veche realizată de părintele Sofian Boghiu, marele duhovnic al mănăstirii Antim din București. S-a păstrat doar partea superioară a bisericii, partea inferioară a fost pictată ulterior, în anul 2007, când a fost resfințită această biserică. În prezent, în această mănăstire vețuiesc 30 de măicuțe, precum și 2 preoți slujitori. Principalele activități ale mănăstirii noastre sunt confecționarea de veșminte preoțești și broderie, pictura de biserici, apicultura, viticultura, după cum ați văzut, avem vie, precum și alte activități de întreținere ale mănăstirii. Aici ne aflăm în biserica veche a mănăstirii Saon. Este și biserica muzeu a mănăstirii noastre, deoarece aici se află icoanele vechi de la jumătatea secolului al XIX-lea. Icoanele au fost recondiționate, biserica a fost restaurată și consolidată și a fost resfințită în anul 2013. După cum observăm, atât stilul arhitectonic, cât și stilul picturii reflectă influența lipovenească, deoarece călugării veniți aici erau lipoveni, dar există și un sincretism al minorităților din această zonă care au influențat această mănăstire a noastră. În mod special, această mănăstire adăpostește în Biserica Mare raclele celor 4 sfinți mucenici, Zotikos, Atalos, Camasis, Filipos, martirizați în anul 303, în timpul persecuțiilor romane. Este cea mai mare comoară a zonei și a mănăstirii în mod special. În afară de aceasta, amplasamentul ei în mod special în pădurile de tei și strădania înaintașilor noștri care s-au chinuit în timpul ocupației otomane să zidească aici un locaș de închinăciune, cu toate că administrația de atunci era total otomană. Mănăstirea este într-un program de reamenajare, de construcție, pentru că aceste construcții pe care noi le vedem astăzi au deja 100 de ani vechime. În mod special, mănăstirea noastră trebuia să se numească Sfânta Treimii, pentru că acesta este hramul Bisericii Mari. Dar pentru că autoritățile de atunci scriau doar denumiri laice, mănăstirile din Dobrogea au luat denumirea de la locul pe care ele au fost întemeiate. Cine merge cu atât mai jos în pământ, cu atât mai mult descoperă istoria acestui loc încercat îndelung în decursul veacurilor. Suntem la finalul unei zile în care am tot colindat zonele foarte impregnate de religie, aici la Niculițel. Întrebarea cu care aș vrea să închei, este Niculițelul și împrejurimile lui foarte reprezentativ sau deosebit față de alte zone religioase ale țării pentru creștinismul românesc? O întrebare foarte bună și provocatoare. Da, pentru că mă gândesc în primul rând la vizita pe acest meleag al reginei Maria, a regiului Ferdinand, a omului politic Spirul Haret, a scriitorului academician Mihail Sadoveanu și alții care au poposit la Niculițel și în frunte cu Nicolae Iorga au spus că acest sanctuar, acest loc pitoresc, este cu adevărat o părticică din raiul lui Dumnezeu. Niculițelul, cum spunea Marele Iorga, topește tainic în pulberea timpului o trecere smerită prin istorie. Și aș încheia cu acest cuvânt spunând că Niculițelul nu este mai presus de orice altă localitate din țară, decât numai prin spațiul acesta sacru și prin sângele martirilor, pentru că Bazilica de la Niculițel este singurul monument paleocreștin din țară și chiar din estul Europei.